suporter Club Oțelul defilează în Liga a 4-a, formația pregătită de Stelian Bordeianu a rămas lider solitar în seria județeană a Ligii a 4-a. Oțelul a câștigat la scor la Drăgănești, iar Vântul Vânători a fost învins în deplasare. Ne-am confruntat cu problemă știut în deplasare, terenul rău, plus că a fost și o vreme rece cu o burniță foarte urât de jucat. Normal, ne-am impus jocul. Diferența este destul de mare între echipa noastră și celelalte echipe. Important e că am reușit să câștigăm. Ne-am mărit distanță, numărul de puncte față de urmăritoarea. Mă refer aici la Vânători, care a pierdut la Independența. Sunt bucuros că am reușit să învingem. Echipa suporterilor va întâlni etapa viitoare Bătrâna Doamnă, varianta gălățeană, Juventus Toflea. O să jucăm în deplasare la Juventus Toflea. Săptămâna asta avem două jocuri în deplasare. Peste două săptămâni așteptăm iubitorii fotbalului din Galați la meciul, la derbiul campionatului cu Avântul Vânători, în data de 8. Suporter Club Oțelul va câștiga fără probleme seria gălățeană a Ligii a 4-a. Marele înfruntări vor fi însă pentru formația lui Stelian Bordeianu partidele de baraj.